Un copil a ajuns la spital după ce a băut insecticid. Micuțul în vârstă de aproximativ 5 ani se afla în casa familiei din județul Botoșani. Acesta a dat peste un recipient în care se afla insecticid și, crezând că este suc, ar fi luat o înghițitură. Norocul micuțului a fost că părinții erau în preajmă și au observat copilul cu sticla în mână. Tatăl a urcat imediat în mașină și a pornit spre spital, iar în același timp a sunat și la 112 și a cerut ajutorul cadrelor medicale de la ambulanță. Un echipaj cu medic i-a ieșit în cale, părintelui disperat. Copilul a fost preluat din autoturism de cadrele medicale din ambulanță și transportat în compartimentul de primiri urgențe pediatrie pentru investigații suplimentare. Potrivit acestora, micuțul era stabil din punct de vedere hemodinamic. În astfel de situații, spun medicii, părinții ar trebui să știe cum să procedeze. Nu în toate cazurile provocarea de vărsături este indicată, având în vedere că în momentul în care îi provoci vărsătura, practic substanța nocivă ingerată de copil o recirculezi, ca să spun așa, pe tubul digestiv. Așa, grosomodo, ca să spunem, principalul lucru pe care îl pot face părinții este, în măsura în care se poate, să administreze lichide copilului în cantitate, mă rog, cât mai mare, cât poate înghiți copilul. Prin lichid, înțelegând, începând în apă, lapte, suc, compot, orice altceva, care mergând pe ideea că mai diluează concentrația substanței ingerate. În astfel de cazuri, intervine și protecția copilului, dar în anume condiții. În prima fază face o evaluare care se face împreună cu Serviciul Public de Atenție Socială Locală. În urma evaluării se întocmește un raport, iar în acest raport se propun anumite măsuri. Măsura cea mai drastică care se poate propune este cea de a scoate copilul din acel mediu și a interveni în sensul de a-l instituționaliza. Sunt situații în care nu se confirmă situația de abuz sau de neglijare, sunt situații care atunci când se confirmă, noi putem recomanda eventual o consiliere atât a copiilor sau a copilului, cât și a părinților, acolo unde este caz. Anul trecut, sute de copii au ajuns la spital cu arsuri, intoxicații sau după ce au înghițit corpi străini. Anul trecut, aproape 400 de copii au avut de suferit în urma unor accidente casnice, fie că vorbim de arsuri, opăriri, otrăviri sau căderi de la înălțime. Mai bine de jumătate dintre aceștia, respectiv 251, au ajuns la spital după ce au înghițit obiecte de mici dimensiuni. Din nefericire, se menține destul de ridicat și numărul copiilor care ajung la spital în urma unor arsuri, fie că vorbim de arsuri provocate de lichid fierbinte, flacără sau substanțe chimice. Totodată, anul trecut s-a înregistrat o scădere a numărului de copii care au suferit traumatisme cu aproape 80. Potrivit medicilor specialiști, în această perioadă tot mai mulți copii ajung la spital din cauza ingestiei involuntare de obiecte sau substanțe toxice. Imprudența de a lăsa la îndemâna celor mici substanțe toxice a trimis pe patul de spital anul trecut 31 de copii.